Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Ioana Maria Moldovan, bun găsit la Focus. Au fost clipe cumplite pe una dintre cele mai aglomerate șosele ale țării. 5 fete au pierit după un impact devastator. 3 copii și părinților n-au mai avut nicio șansă după ce mașina în care se aflau s-a izbit de un tir. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Trei copii cu vârste între 4 și 13 ani și părinții lor de 38 respectiv 40 de ani au murit după ce autoturismul în care se aflau s-a făcut praf de un tir. S-a întâmplat pe E70, cunoscut și ca drumul morții. Martorii spun că mașina ar fi ieșit dintr-o coloană, a intrat pe contrasens și impactul a fost mortal. Medicii care s-au deplasat la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victime. Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs accidentul. 2 persoane au ajuns curent grave la spital și în județul Brașov. Acestea se aflau pe o motocicletă care a intrat în plin într-o mașină ce a virat stânga pentru a intra pe o străduță lateralnică. Șoferul, care nu s-a asigurat când a făcut virajul, este cercetat acum de polițiști într-un dosar penal pentru bătămare corporală din culpă. O femeie însărcinată și alte 8 persoane au ajuns la spital după ce terasa unei vile s-a prăbușit sub greutatea lor. Cu toții făceau poze la aniversarea 40 de ani de căsnicie a unor prieteni. În momentul prăbușirii, câteva victime au suferit răni serioase și au avut nevoie de intervenții chirurgicale. În cabana din Valea Doftanei era întoi petrecerea aniversară a celor 40 de ani de căsnicie a părinților proprietarului. La un moment dat, mai mulți invitați au ieșit pe terasa imobilului să facă fotografii. Structura s-a rupt, iar oamenii au căzut în gol. Podeaua unei terase exterioare a unei unități de cazare din comuna Secăria s-ar fi rupt, în timp ce se aflau pe ea mai multe persoane. În baza sesizării, polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului, constatând faptul că aspectele sesizate se confirmă, fiind vorba de 7 persoane cu vârste cuprinse între 36 și 68 de ani, care au fost rănite. Dintre cei răniți, o femeie gravidă și o altă victimă nu au mai așteptat sosirea echipajelor de salvare și au plecat cu mașinile la Spitalul Municipal din Câmpina. Celelalte 5 victime au fost preluate cu 2 ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță și alte 2 autospeciale SMURD. Erau mai multe persoane care făceau poză și dintre acestea 6 au fost rănite. Este vorba de o doamnă care era și gravidă, a fost prima care a plecat cu o mașină de acolo și au mai rămas 5 victime care au fost, li s-a acordat primul ajutor la locul acțiunii unde au căzut, la aproximativ 3 metri. Deși traumatismele au fost destul de serioase, viața victimelor nu a fost pusă în pericol. Odată ajunse la spital, medicii au hotărât ca o parte dintre persoanele rănite să meargă direct în sala de operație. Majoritatea sunt cu traumatisme la nivelul membrelor. Este vorba de un bărbat cu fractură deschisă de ambe oase de gambă, o doamnă cu un traumatism toracic, o alta cu un traumatism de umăr și cu fractură de antebraț, o doamnă cu fractură urâtă de gleznă, o altă doamnă cu fractură probabil de bazin. Probabil că toți vor rămâne sub supraveghere medicală aici sau către București. Înțeleg că 2 dintre ei optează pentru transfer către București. Poliția a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă în acest caz. Canicula face ravagii în România. Din cauza temperaturilor extreme, acoperișul de stuf al unei pensiuni din Tulcea a luat foc și ars ca o torță. Pompierii au intervenit de urgență la fața locului cu 2 autospeciale, dar când au văzut flăcările violente, au cerut întăriri. În ajutor le-au sărit și localnicii și aproape 2 ore s-au chinuit oamenii să stingă flăcările. Pagubele sunt însemnate. O suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați a fost complet distrusă. Linia 112 a sunat astăzi fără încetare. Din cauza caniculei, mii de oameni au cerut ajutor. Serviciul de ambulanță lucrează la foc continuu și încearcă să prioritizeze cazurile grave. Astăzi, 12 persoane și-au pierdut cunoștința din cauza temperaturilor extreme. Punctele de prim ajutor sunt vitale, iar recomandările de a nu ieși afară la orele amiezii se mențin. Încă nu scăpăm de caniculă.
A fost un weekend de foc pentru România. Temperaturile au trecut de 40 de grade, iar oamenii au făcut față cu greu căldurii extreme. Au fost 3660 de solicitări de intervenție la Serviciul de Ambulanță București. 1932 de cazuri au fost urgențe. Peste 150 de persoane au chemat ajutor în locurile publice, iar săptămâna a început și mai rău. De astăzi de dimineață, de la ora 7 până la ora 13.30, sunt peste 900 de solicitări înregistrate la care serviciul de ambulanță încearcă să facă față, să răspundă, prioritizând și protejând urgența de cod roșu, acele cazuri grave și foarte grave, iar consultațiile la domiciliu le rezolvăm în măsura posibilului, timpii de așteptare prelungindu-se. În București există numeroase puncte de prim ajutor în toate sectoarele, astfel că cei care simt că li se face rău sunt îndemnați să apeleze la aceste centre. Au fost câteva persoane cărora li s-a făcut rău din cauza caniculei și noi acordăm primul ajutor, ne ocupăm de dânsii și când sunt puși pe picioare se pot deplasa unde au de mers. De obicei, persoanele în vârstă au mai mari probleme. Oamenii sunt rugați să respecte sfaturile medicilor și să nu iasă din casă la orele amiezii, când temperaturile sunt extrem de ridicate, iar disconfortul termic accentuat. Să se îmbrace corespunzător, îmbrăcăminte amplă, lejeră, din fibre naturale, care să acopere cât mai mult din suprafața corporală, să se hidrateze corespunzător. Este foarte important ca în intervalul 11-18 să nu străbatem distanțe lungi în soare, să nu facem plajă, expunere voluntară la soare, să nu facem sport în plin soare. De asemenea, angajatorii sunt obligați să ia măsuri în zilele caniculare, astfel că trebuie să reducă intensitatea și ritmul activităților fizice, să asigure ventilația la locul de muncă și pauze de cel puțin 15 minute în fiecare oră, timp în care muncitorii să stea la umbră și să se hidrateze. Dușurile sunt cele importante la orele amiezii. Din păcate, nu vom scăpa de caniculă. Meteorologii anunță temperaturi extrem de ridicate și în zilele următoare. Dacă pe parcursul zilei de luni temperaturile au fost în ușoară scădere, de marți aceasta se va extinde din nou masa de aer tropical nord-african peste mare parte din țară și se va intensifica, motiv pentru care marți vremea devine din nou caniculară pe arii extinse în regiunile vestice, sudice și local în centru și nord-vest și din nou disconfortul termic va fi în creștere. Așteptăm marți maxime în general între 30 și 38 de grade. În sudul țării temperaturile vor trece de pragul de 40 de grade Celsius. Valul de caniculă rămâne peste țara noastră până la finalul săptămânii. Canicula a adus odată cu ea și seceta, cea mai gravă din ultimii 10 de ani. Dunărea are cel mai scăzut nivel din ultimii 70 de ani. Lacurile, râurile seacă unul câte unul, iar peste 100.000 de hectare au fost purjolite. Apa pentru irigație este inexistentă în foarte multe zone, iar agricultorii sunt disperați. Mii de culturi sunt compromise. Situația este disperată deja pentru agricultorii din trei județe, după ce ministrul Petre Daia a anunțat că stațiile de irigare nu mai pot funcționa. În Doljol și Teleorman, pompele nu mai pot scoate apa din Dunăre, pentru că nivelul fluviului este extrem de scăzut. Unde era apa? Până aici, la nivelul canivoului, la nivelul betonului. Adică a secat vreo câți metri, aproximativ? S-a dus vreo 10 metri. În localitatea doljeană, Nedeia, una dintre stațiile plutitoare de pompare, riscă să nu mai poată fi scoasă din mâl. De unde ar trebui să fie apa ca să puteți să repuneți în funcțiune aceste... Păi dacă ar mai crește... Cam 2 metri. Maxim 2 metri. 2 metri. 2 metri dacă ar mai crește, am avea cu ce iriga. Dar nefiind apă, nu e numai la noi. La Nedeia e peste tot în țară. O situație grea, fermierii cer apă, noi am face tot posibilul, dar trebuie să mai încercăm să și noi să facem ce putem, dar și Dumnezeu, dacă ne-ar ajuta mai mult, ar fi și mai bine. Acum, înțelegem că Dunărea este în continuă scădere. În continuă scădere, numai în 24 de ore a scăzut cu 7 cm. Deci e în continuă scădere toată săptămâna. Și conducerea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare Dolj anunță că vin vremuri grele. Suntem în alertă. Dunărea a scăzut. De 70 de ani nu a mai avut această scădere a intrării Dunării în țară. Era în jur de 2500 de metri cu pe secundă. Acum suntem undeva la 1900 de metri cu pe secundă. Ați observat în canale, totuși, pe Nedeamă, ce șumai este apă, dar puțină.
I-am rugat pe fermieri să o mai păstrăm pentru animale. Seceta, dar și lipsa irigațiilor vor compromite și mai mult culturile de porumb și floarea soarelui, spun specialiștii. Porumbul ar fi trebuit să fie irigat în această perioadă și, într-adevăr, pentru porumb nu mai avem apă pentru a-i mai da, a aplica o udare. Uitați-vă și dumneavoastră cum arată cultura. Eu zic că este dezastru. Pur și simplu, multe semințe vor rămâne seci. În Dolj, de la pompele care au fost oprite din cauza scăderii debitului Dunării, se asigura necesarul de apă pentru o suprafață de aproape 110.000 de hectare de teren agricol. În județul Arad, din cauza caniculei și a secetei, s-au declanșat mai multe incendii de vegetație. 84 de hectare de teren au ars în două localități, până să apuce pompierii să stingă flăcările. Aceștia au folosit lopeți, cazmale și chiar mături. Intervenția a fost îngreunată din cauza vântului puternic, dar și a imposibilității de a ajunge cu autospeciale de stingere la fața locului. Până acum, 20 de județe au informat Ministerul Agriculturii de faptul că au suprafețe întinse de teren afectate de secetă. Este vorba de Arad, Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Călăraș, Constanța, Galați, Giurgiu, Ialomița, Iași, Ilfov, Maramureș, Neamț, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Timiș, Vaslui și Vrancea. Cum carburantul de la pompă arde buzunarele românilor, șoferii caută soluții să mai economisească și schimbă sistemul de alimentare al mașinilor. Gazul pare soluția optimă. Astfel, în ultimele luni s-a făcut coadă la serviciurile auto. Între timp, un litru de benzină a ajuns să coste 8 lei, cu 2 mai puțin față de cel mai înalt prag. Explozia prețurilor la combustibili a determinat pe șofer să caute disperați alternative, astfel că anul acesta cererile pentru instalarea sistemelor cu alimentare GPL au explodat. La Suceava, de exemplu, curg programările la servisuri și stațiile de profil. Avem o creștere substanțială la nivel montaj cu 30% mai mare față de anul trecut și programări cu o lună în avans. Majoritatea șoferilor sunt de acord că, deși presupune anumite riscuri, GPL-ul este o variantă mult mai convenabilă decât benzina sau motorina. Am zis, totul se reduce la jumătate. Depinde acum și dacă ai motor 2.0 benzină, e altceva. Dar la motoarele astea clasice, cam totul vine la jumătate. Și prețurile de întreținere nu sunt foarte mari. Adică te ajunge o revizie undeva la 200-300 de lei. Spuneți că e mult mai convenabil. Mai convenabil, sigur. Dacă îți dai 8, mai vedea, dai 4 sau 5 kg de gaz. Și la Iași, șoferii sunt nevoiți să aștepte până la 2 luni pentru a prinde un loc la un service pentru instalarea stației GPL. În ultima perioadă este o creștere majoră de instalații de GPL, în mod special pe mașinile noi, de când s-a scumpit petrolul foarte mult. Există o perioadă destul de mare de așteptare, până la o lună jumătate. Prețul mediu a unei instalații este în jur de 3.800, poate ajunge la 9.000 de lei. Șoferii apelează la el deoarece au un discount din diferența de cost, undeva la 40% din diferența de cost între benzină și gaz. Costul instalației poate fi amortizat în câteva luni, spun șoferii. Prețul unui litru de gaz lichefiat este de puțin peste 4 lei. Deși încă ridicat, prețul benzinei și motorinei a scăzut de câteva zile și pentru prima dată din luna mai, benzina costă mai puțin de 8 lei. La această stație de carburant, prețul benzinei este de 7 lei și 89 de bani. De asemenea, și prețul motorinei este mai mic și a ajuns la 8 lei și 53 de bani. Vorbim practic despre o diferență de aproximativ 20 de bani față de tarifele de săptămâna trecută. De asemenea, trebuie menționat faptul că la aceste prețuri se aplică și acea reducere de 50 de bani. Această tendință reflectă pe de o parte creșterea livrărilor de petrol la nivel internațional și pe de altă parte temerile investitorilor privind scăderea cererii pe fondul veștilor tot mai îngrijorătoare privind recesiunea. Dacă economia începe să gâfâie, nevoia de petrol va scădea, astfel că vom asista la o continuare a scăderii prețurilor. Specialiștii spun că prețurile vor scădea până la toamnă și vom asista și la o stabilizare a pieței.
Și cele mai importante știri ale zilei sunt comentate acum de domnul Mircea Dinescu. Bună seara, domnule Dinescu. Salut. Bine ați revenit în da, platoul Focus. Nu dansăm în seara asta, nu dansăm în familie. Comentăm. Dumneavoastră comentați, de fapt. Un ciardaș, că tu ai ceva sânge unguresc. Avem și subiectul ăsta, nu cu ciardașul, ci cu declarațiile controversate ale premierului maghiar. Dar înainte de asta, aș vrea să nu sărim peste știrea pe care tocmai am văzut-o. Românul e inventiv. L-a ars la buzunare cu prețul combustibilului și cei mai mulți s-au orientat spre GPL, s-au dus la serviciile specializate și au transformat mașina. E inventiv sau nu românul? Da, e o soluție? Nu e o soluție, după părerea. Soluția va fi mersul pe jos sau cu bicicleta în satele unde sunt piste de biciclet. E destul de trist, totuși, că o țară care are încă are rezerve de petrol nu a reușit să treacă pe acest hop. Ceea ce a reușit totuși țara noastră vecină Ungaria, că în Ungaria primul ministru a dat prețul mai jos, a putut să se dea. La noi cu atât mai mult, că Ungaria nu cred că are, nu am văzut sonde până Ungaria... A făcut pentru cetățeni. A făcut pentru cetățeni. Cei care sunt în tranzit plătesc. Păi și la noi plătesc... pentru cine să faci? Pentru găini. Pentru cetățeni trebuia, domnule. Suntem totuși o țară pe care Dumnezeu a avut grijă. În al doilea război mondial eram între primii în lume care produceam motorină și benzină. În fine. Și încă mai sunt. N-a dispărut chiar totul. Le teamă românilor că ar putea să mai crească prețul la combustibil și atunci se pregătesc pentru ce e mai rău? Mai, pe unde te duci? Vezi că pe vremuri mă duceam cu 100 de lei să fac cumpărături la un mic supermarket acolo în cetate. Acum e dublu, mă duc cu 200 de lei. Dumneavoastră vorbiți de cetate, dar să vedeți ce e în capitală și în orașele mari. De exemplu, prețul uleiului 15 lei. Deci 15 lei. Era 7 lei acum un an de zile. Da? Deci sunt niște urcări de prețuri și atunci dacă omul e lovit în stânga, în dreapta, te duci și cu uleiul, te duci și cu nu mai au nici apă în fântână săracii oameni, atunci recur la chestia asta, că e mai ieftin puțin cu gazul, deși mâine, poi mâine se scumpește, devine dublu și la gaz și atunci nu e nicio afacere, de fapt. Nu cred că este. E o chestie așa de, știi... De moment? Frecție la un picior de lemn. Nu. Plus că astea nici nu, cred că nici nu sunt în regulă cu chestia asta cu gazul ăla pe mașină, știi? Mai ales pe căldură, asta poate să pognească dracu odată o butelie de aia de gaz. Da, e trist, după părerea mea, e destul de trist. Mergem și pentru că sunt țări până Arabia Saudită, nu știu, care au petrol și dau gratis cetățenilor lor. Ajungem și normal, noi România ar trebui, domne, stăm pe o mare de petrol și de gaze, dați-ne gratis, merităm în această viață. A primit românul vreodată ceva gratis? Nu mai trebuie nici motorină, nici benzină. Domnule Dinescu, da. A primit românul vreodată ceva gratis? Sau a muncit pentru fiecare... Palme, s-a mai dat palme gratis. Doar lucruri rele, din păcate. Da. Bun, mergem la știrea care a ținut sfârșitul acesta de săptămână, discursul controversat al premierului Ungariei, Victor Orban. L-ați văzut ce a declarat Victor la Orban din anii 90, când era unul dintre liderii tineri, intelectuali maghiari, știi, de altfel. El a avut și o bursă de la Soros și acum a întors-o împotriva lui Soros. Venea des în România. Vine în continuare. Și era în elita aia. Intelectualilor, că nici acolo nu... Sunt și acolo, nu știu dacă atâția doctori ca la noi, dar săraci. Dar el a dus o politică interesantă, lăsând la o parte ieșirile astea naționaliste, chestia asta cu puritatea raței, e o prostie asta, adică... Le-a făcut pe teritoriul României aceste declarații. Da, nu are, acum, cum să spun... Ziceți că nu are nicio importanță? Ce să spun? Nu are nicio importanță. A făcut într-un teritoriu unde sunt oameni de aceeași origine ca și el, nu? Pe pământ românesc. Da. Și ungurii au venit, că nu-i chiar nimic să vii cu... Acum 1000 de ani au venit. Noi suntem, să zic, de 14.000 de ani. Bun. N-are importanță până la urmă unde a zis chestia asta. Că ce să spun, la biserică, dacă zicea la biserică, poate era. Numai că ce se întâmplă? Noi, ca foste țări socialiste, de fapt,
Oricum suntem considerate niște țări de categoria a doua. Dovadă că noi încă avem, n-am rezolvat cu Schengen-ul. Păi Orban, care nu e în relație atât de bune cu cum suntem noi cu frații noștri americani, știi, care ne-au mângâiat pe creștetul lui Iohannes și a mai dat nu știu câte miliarde pe niște avioane ruginite, știi că cetățeanul maghiar poate pleca în Statele Unite fără viză, știi chestia asta? Și în Canada, la fel. Deci noi nu numai că nu putem, dar nici măcar în Bulgaria nu avem voie să plecăm așa pe jos, decât pe acolo, pe unde sunt grănicerii. Deci noi n-am știut să profităm pentru că n-am avut politicieni care să apere. În ceea ce privește Ucraina, să știi că el s-a supărat pe ucrainieni când a început naționalismul, că eroul Ucrainei de acum, a avut această și cred că mai are chestia asta naționalistă, când n-a dat voie nu numai rușilor să mai învețe în limba rusă, nici ungurilor, nici românilor. Iohannis nu s-a dus în Ucraina atunci când a vrut să ducă, dar s-a supărat și nu s-a mai dus. Păi sunt totuși 500 de, o jumătate de milion de români care nu aveau voie să învețe limba română. Păi sigur că dacă s-ar fi dus, ar fi vorbit și el. Frații noștri români puteau să cânte și Deșteaptă-te române, că e voie. Și în Europa, noi suntem în Europa, poate să vină oricând, oricine, să intre în România și să cânte imnul Belgiei, că n-ai voie să-l interzici, da? Știi bine că sunt țări cum e, vorbeam de Belgia, care are o problemă și ea, că Valonii și ceilalții cu așa. Nu mai vorbesc de în Elveția, într-o zonă se vorbește franceză, într-altă zonă germană, într-una italiană, în fine. Prima declarație. Noi maghiarii nu suntem o rasă mixtă și nu vrem să devenim o rasă mixtă. Țările în care europenii și non-europenii se amestecă nu mai sunt națiuni. Da, bine. Asta este, aici e ridicol să vorbești de rasă după ce s-a întâmplat cu Holocaustul și cu chestia germană. Pentru mine e de necrezut această frază. Că mie, în general, trebuie să spun că mi-a fost simpatic, că e mai țâvnos și nu stă drept cum stau toți ăștia. Că noi am trăit 50 de ani cu teroarea rușilor, da? 50 de ani. Bun, acum Rusia nu mai este comunismă, deci n-ar fi trebuit să mai fie o problemă pentru capitalismul din România. Toți sunt capitaliști, asta... Dacă America, Statele Unite, pe vremea lui Gorbaciov, spunea, domnule Gorbaciov, ai fost drăguț, ai distrus zidul Kremlinului, zidul din Germania, dacă nu era Gorbaciov, nu avea loc mișcarea aia în RDG. Intrați în NATO și să termina chestia, dar și Statele Unite aveau nevoie de un babau ca să țină industria de armament, așa, inclusiv rușii. Cred că și rușii n-ar fi intrat, numai că au industria lor de armament unde bagă, ei nu întreabă pe nimeni. Aici e drama omenirii, știți care? Că în urma acestui război s-ar putea ca Rusia să bage, nu ne jucăm noi cu 2%, cu 5% din PIB băgat în armament, poate să bage 50%. Să înceapă o înarmare de-asta cumplită, da? Vom trăi din nou, copiii noștri vor trăi în continuare cu babau rusesc. Noi nu ne putem muta de lângă Rusia, din zona asta, din răsăritul Europei. Și iarăși o luăm ca țări de-astea din jurul Rusiei să fim înarmați, să trăim cu tancuri și cu trupe străine. E o prostie fără de margine. Eu aș fi vrut să trăiesc în societatea de consum. Am visat toată viața pe vremea comunismului și îmi plăcea să merg rar când mergeam în Occident. Mi se părea că o minune. Și uite că nu mai este. La noi e societate de consum, dar nu mai e societate de consum. E o societate de abținere. Să uită lumea la prețuri și să abține să-și cumpere ceva bun de mâncare. Să uită lumea la pompă și trebuie să o tragă pe nas, că e scump kilometru, o bagă ca pe marihuana, da? O mestecă puțin așa. Nu e în regulă ce se întâmplă cu această societate. Avem conducători care nu știu să se lupte pentru așa, care și sclifosiți și semi-analfabeți unii. Sunt și excepții. Înțeleg că nu e o clasă așa omogenă, dar vreau să spun că degeaba ne dăm noi acum că suntem cu Statele Unite, că suntem, știi, adică suntem niște mici
băieți finuți care în bucătărie, luptăm, știi? Care ne luptăm nu cu suntem canicula. La masa lor, nu suntem la masa lor, din păcate. Din păi nu din păcate, că asta îți vorbeam. În vreme ce acest domn din Ungaria, uite că a reușit. Cu toate astea, ministrul de externe... A adus o politică cu Putin, au construit o mare de-asta atomică, în fine, de produs electricitate, a luat bani împrumut cu mai puțină dobândă decât luăm noi din Occident. Cu alte cuvinte, păi dacă ăsta, încep să-l admir, bă, firar al dracu, și iubește poporul, știi? Între timp și vine cu dezinvoltură în Transilvania... Și face niște declarații. Da. Bogdan niște declarații. Aurescu, ministrul de externe, spune că este regretabil că astfel de idei sunt propagate pe teritoriul României. Clar că nu putem fi de acord cu aceste declarații. Nu mai spun de declarațiile privind rasele, care nu sunt acceptate. Asta e, nu, asta cu rasele este de necrezut. Eu nu știu cum de ea scăpa sau dacă el crede chestia asta. E destul de trist pentru un intelectual din secolul 21 să spună o asemenea prostie. Între timp, noi ne luptăm cu canicula și odată cu ea și seceta, cea mai gravă din ultimii 10 de ani. Păi eu asta vreau să spun, că ăștia, acești politicieni ai noștri și ai lumii în general, nu au simțul realității. Adică această chestie, încurajarea războiului din Ucraina, în loc să fi făcut pace de la început, că slavă Domnului, ce s-a întâmplat dacă noi, când ne-au luat Ardealul nemții cu ungurii în al doilea război mondial, am fi pornit un război contra nemților atunci. Probabil că nu mai existam ca țară, că era așa, au pornit ăsta cu împotriva rușilor. Și ce zici? Care e marea realizare a acestui erou al Ucrainei? Că au plecat 5 milioane de ucraineni de izbeliște în lume, rușii au ocupat toată zona aia mării, da? Nu mai au ieșire la mare, nu o să mai aibă, probabil o să le ia și Odessa, și avem un erou. Mâncați-l frig până la urmă, știi? Serios. Domnul Dinescu, ne vedem și mâine seară, da? Să continuăm. Mulțumesc frumos. Și mergem acum mai departe. Europa este departe de a scăpa de incendiile de vegetație. În Spania și Grecia, pompierii luptă fără oprire cu focul, iar în statul american, California, a fost declarată stare de urgență. Mii de oameni au fost evacuați. În Spania, poliția din Catalunia a arestat un bărbat acuzat că a pornit intenționat 3 focuri. Autoritățile din Castilia y León, Burgos și Malaga spun și ele răspicat că acestea sunt provocate, intenționat sau din greșeală, de om. Statisticile anilor trecuți confirmă scenariul. În astfel de păduri, deși pare răcoare, nu este strop de apă. Pe jos sunt numai uscăciuni care nu au pic de umezeală. Asta înseamnă că la fiecare fulger sec, cum se numește aici, poate să se aprindă. Totuși, nu asta este cauza principală care duce la izbucnirea incendiilor. 9 din 10 cazuri sunt de natură umană, adică omul a pus intenționat foc. În aceste momente, pompierii se luptă cu 3 mari incendii pe teritoriul Spaniei. În Tenerife, zonele turistice sunt încă departe de a fi considerate sigure. Sute de localnici sunt și acum departe de casele lor. Burgos, focul izbucnit s-a extins cu rapiditate din cauza vântului. În Zamora, acolo unde autoritățile au de-a face cu cel mai mare incendiu din istoria Spaniei după suprafața arsă, focul a redevenit activ. Pompierii, care au avut mai puțin de 48 de ore pauză, au reînceput lupta cu focul. În nordul Mării Egee, pe insula Lesbos, localnicii au fost evacuați din fața incendiilor de vegetație, nu înainte de a-și da seama că flecările au cuprins tot cu repeziciune. Πήσαμε κάποια στιγμή και είδαμε ότι έχουμε εγκλωβιστεί. Τρέξαμε όλοι στη θάλασσα, ανεβήκαμε πάνω στα φουσκωτά παιχνίδια και καθόμαστε εκεί, κοιτάγαμε από μακριά μέχρι που ήρθε κάποιο πυροσβεστικό και βγήκαμε έξω και βοηθήσαμε να σώσουμε όπου μπορούμε. Canicula nu iartă nici statul american California, unde a fost declarată starea de urgență din cauza incendiilor de vegetație care se extind cu repeziciune în apropierea Parcului Național Yosemite. Din cauza incendiilor puternice, peste 6.000 de persoane care locuiesc pe o rază de câțiva kilometri au primit ordin de evacuare. I'm hoping that they're able to get it out before it damages anybody's homes, but this doesn't look good. Incendiul a început vineri, iar în doar câteva zile a devenit unul dintre cele mai periculoase incendii din statul american. Și vorbim acum despre vreme. Cu toate informațiile vine colega mea, Roxana Gheorghean. Bună seara, Roxana, te ascultăm.
Bună seara, bun găsit tuturor! Haideți să vedem pentru început ce se întâmplă pe continent. Așadar, în extremitatea de est, în nordul Europei, precum și în partea centrală, sunt anunțate ploi însoțite de descărcări electrice. În restul continentului, cerul va fi variabil și doar izolat vor fi posibile ploi slabe. Vântul va avea intensificări în nordul, centrul și sudul Europei, iar temperaturile vor scădea în vestul, nordul și nord-estul Europei, în timp ce în sudul continentului vremea va fi călduroasă, local caniculară. La noi în țară, mâine, valul de căldură va persista în toate regiunile, în cele vestice și sudice și local în centru și în nord-vestul țării va fi caniculă, iar disconfortul termic va crește. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în Oltenia, Muntenia, în Câmpia de Vest și pe alocuri în Dobrogea continentală. Va predomina cerul variabil, însă la munte vor fi posibile ploi de scurtă durată. Vântul va sufla moderat pe litoral și pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 38 de grade. În capitală, mâine revine canicula și aerul va fi foarte greu de respirat. La amiază se vor înregistra 36 de grade. Miercuri, canicula se va intensifica, maxima va atinge, iată, 39 de grade, iar atmosfera va fi sufocantă. În a doua parte a zilei însă se va înnora și vor fi posibile ploi, descărcări electrice și vânt destul de puternic. Joi, temperaturile mai scad puțin, însă vremea rămâne în continuare foarte caldă. La amiază, termometrele vor indica o maximă de 34 de grade. Spre seară, cerul va avea înnorări și vor fi condiții de averse și fenomene electrice. La munte, mâine, temperaturile încep să crească, ploile apar doar izolat, însă spre seară, în Carpații Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, vor fi ploi însoțite de descărcări electrice, vânt puternic și vijelii. La mare, însă, se anunță o zi frumoasă, cu cer mai mult senin. Pe plajă se ating tot 30 de grade, iar apa mării va avea cam 25 de grade. Mă opresc aici cu informațiile despre vreme. Să aveți o noapte liniștită, numai bine! Doamnelor și domnilor, jurnalul se încheie aici. Știrile noastre le puteți vedea pe site-ul focus.ro. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept mâine la ora 18, tot aici la Focus. Aveți grijă de voi!